Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Duminică mi-am pregătit un cuvânt înainte pe care vroiam să vi-l prezint astăzi, dar dimineața m-am răzgândit și am zis că iarăși retrăiesc acele emoții negative pe care le-am trăit pe 25 martie, în urma tragediei cumplite petrecute în orașul Kemerovo, Rusia. Și asta în urma unei știri pe care am citit-o, că într-un liceu, din cauza unui scurt circuit a unui ceainic sau unei instalații de încălzire a apei, s-a produs un mic incendiu, o mică ieșire de fum și copiii au fost scoși din liceu, au fost evacuați. Dar asta s-a întâmplat în urma situației în care 15 minute nu s-a pornit alarma și mașinile pompierilor au venit peste o oră. Întrebarea mea este, de ce noi nu învățăm lecție? Probabil noi suntem în paza lui Dumnezeu dacă la situația care se află toate instituțiile și toate edificiile, clădirile noastre construite cu 40-50 de ani în urmă și nu se întâmplă nimic cu ele. Doar haideți să nu ne jucăm cu focul. Asta este o expresie, dar ea poate fi și la sensul adevărat. Să întreprindem măsuri urgente de verificare și instalare a sistemelor antiincendiare, să trecem scară cu scară, ușă cu ușă, în toate edificiile unde se adună multă lume, spitale, școli, teatre, cluburi. Lecția totuși trebuie învățată. Vă spuneam atunci, în a doua zi, când am verificat cu echipa noastră de filmare centrele comerciale de la noi din Chișinău, că nu în toate mă simt în siguranță, că multe din ele, vizitându-le copilul meu mic de 3 ani, nu sunt puse la punct toate sistemele pentru siguranța oamenilor care se află acolo. Așa și acum vreau să repet pentru cei care sunt la cârma instituțiilor care trebuie să facă acest lucru. Nu vă jucați cu focul. Nu vrem să ajungem în situația când vor avea de suferit copiii sau alți oameni maturi deja. Noi vrem ca să ne simțim în siguranță. Noi vrem ca să mergem în toate localurile și să fie toate ușile deschise, scările să funcționeze, sistemele de alarmă să funcționeze, oamenii să fie școliți cum trebuie să acționeze în așa situații. Acesta a fost cuvântul înainte de astăzi, iar acum vă prezint invitații din studio. Victor Pușcaș, ex-președintele Curții Constituționale, șeful Catedrei de Drept Public la Universitatea de Studii Europene din Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Ați avut o zi plină și o zi frumoasă astăzi. Da, și plăcută, da. Da, știm. Adrian Lebedinski, deputat PSRM, bună seara și mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți astăzi în emisiune. Astăzi, stimați invitați și dragi telespectatori, vom discuta despre reformele în justiție, mimate sau realizate cu adevărat, despre situația în Curtea Constituțională, numirile recente și oamenii care se perindă în ultimul timp foarte puțin timp stând la funcțiile de acolo. Și vom mai discuta și despre alte teme stringente care necesită a fi puse în discuție pentru a avea și alte opinii, pentru a înțelege și a analiza situația care se întâmplă la noi în Republica Moldova. Dar înainte de a trece la toate aceste subiecte foarte importante, aș vrea, numai puțin important, să vorbesc despre ceremonia de astăzi organizată de președintele Republicii Igor Dodon și anume de înmânare a ordinilor și diplomelor de, a unor oameni care au realizat ceva în Republica noastră, care au contribuit la dezvoltarea și la suveranitatea, la integritatea și la formarea Republicii noastre. Și vă rog frumos, regia, facem un cadou astăzi domnului și o comemorare a situației, a emoțiilor pe care le-a trecut astăzi în cadrul acestei ceremonii. Vă rog frumos, regia, spuneți micul material video pe care noi l-am pregătit. Domnule președinte Republicii Moldova, onorată asistență, fiecare din noi, grandiosebi care sunt poate de vârsta mea, s-a socotit împlinit dacă au o familie bună, copii, nepoți, rude și mai ales dacă s-a aflat toți în Republica Moldova.
eu sunt acela. M-aș simți împlinit dacă, sau mă sunt împlinit, fiind recunoscut de colegii mei pe parcursul la 10 de ani. Mă sunt împlinit pentru că meritele mele, poate mai mici sau mai mari, sunt recunoscute și de către stat. Dar, domnule președinte, o să mă socot împlinit mai atunci când o să dispară toate provocările. Sau unele, nu suntem în pericol. În pericol sunt cei care inițiază provocările. Noi nu suntem în pericol. Eu nu fac, adică nu particip la administrarea directă a treburilor publice, dar cuvântul meu, cât o să am puteri, în consolidarea statalității, consolidarea suveranității, independenței Republicii Moldova, o să fie auzit. Eu vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aprecierea meritelor și voi fi și mai departe cu toate puteri în serviciul poporului moldovenesc, întărirea statului moldav. Iar dumneavoastră vă doresc succes! Stimați telespectatori, și alte personalități care au primit ordine și medalii de la domnul președinte, despre ele veți putea urmări în reportajele postului nostru de televiziune, reportajele de știri realizate de colegii mei, și tot acolo veți vedea și ce se va mai întâmpla, ce s-a întâmplat astăzi în Chișinău și în Republică. Felicitări, domnule Pușcaș, pentru că vreau să remarc un lucru, ceea ce simt eu personal. Pe timpurile altor președinți, aceste ceremonii erau un pic afectate. Acum mă bucur foarte mult că tot ceea ce se întâmplă, se reabilitează acele sentimente, acele simțiri ale oamenilor care sunt prezentați pentru aceste distincții de stat. Pentru că oamenii cu adevărat care muncesc, cu adevărat oamenii trebuie promovați, trebuie susținuți și să nu se ajungă în situații când, eu țin minte, la fel lucram în televiziune și se spuneau că oamenii nu-mi doresc să obțină o distincție. Acum mă bucur foarte mult că președintele nostru a reabilitat un pic această situație, la acest capitol. Sunt de acord. Eu mulțumesc pentru felicitări. Cu adevărat, acest ordin, Bogdan Întemeitorul, a fost adoptat în cinstea sau a jubileului de 650 de ani de la formarea Moldovei. Pentru mine este foarte importantă această distincție de stat, pentru că cu adevărat m-am străduit toți acești 10 de ani în diferite funcții, diferite activități, ca știți, noi uneori ne certăm cu statul, adică intrăm în careva probleme, dar totuși statul este un apărător al omului. Statul, instituții statale trebuie să protejeze omul. De ce? Eu am lucrat toată perioada aceasta, până în ziua de azi și cred și în viitor, pentru a întări instituțiile statale în beneficiul poporului. Dumneavoastră ați menționat în discursul pe care l-ați avut că vă veți simți împlinit atunci când vor dispare toate provocările care apar în Republica Moldova. Unde vin acestea? De unde vin aceste provocări și ce fel de provocări dumneavoastră percepeți la moment că trece Republica Moldova? Eu cred că putem vorbi despre cei care doresc lichidarea statalității Republicii Moldova. Eu îi numesc antistataliști. Adică dacă doresc ca Republica Moldova să dispară de pe harta lumii, printre altele pe harta lumii este denumirea Republica Moldova și nu Basarabia, cum încearcă unele persoane să o numească. Aceasta este o noțiune istorică și printre altele băgată nouă pe gât moldovenilor decât regimul țarist. De aceea eu aș dori ca aceste pericole, aceste provocări să dispară. Dar vor dispărea, cred că atunci, eu stau de vorbă cu mulți oameni, mă rog, și la Bașina mea, și în toată Republica, și chiar și în România, chiar și aseară am privit niște interviuri de la Iași,
Oamenii înțeleg foarte bine că astăzi este o nouă situație în Republica Moldova și nu se poate de procedat în așa fel cum s-a procedat la prima unire sau la a doua unire în 1918. Astfel nu se mai poate de procedat. Ordinea este stabilită de către toată lumea și nimeni în toată lumea este carta de la tratatul de la Helsinki, carta de la tratatul de Helsinki 1977, tratatul de la Paris din 1990 și un șir de acte. Moldova, Republica Moldova este membru cu drepturi depline a Organizației Națiunilor Unite, este recunoscută de mai mult de 150 de state ale lumii, așa că aceste provocări care s-a vorbit astăzi, a atras atenție domnul președinte, mai întâi de toate, ele există, dar nu sunt atât de periculoase. Dacă vom dezvolta economia, vom întări ordinea, vom întări instituțiile statale, atunci probleme vor fi foarte puține și va dispărea această idee de a dizolva Republica Moldova, ea pur și simplu va dispărea. Dar pentru ca să dispară, în primul rând, noi trebuie să introducem, adică să fie introdus modificări în legislație, pentru că fiecare trebuie să ocupe ce îi se cuvine. În Constituție este descrisă ordinea statală și ea trebuie să fie respectată de toți, fie în centru, fie la nivel de localități, trebuie să fie respectată ordinea statală. De ce? Eu cred că cei care cer sau socot că trebuie de lichidat Republica Moldova nu au dreptul, și eu cred că aceasta nu ar fi o încălcare a dreptului internațional, nu au dreptul ca să fie în serviciul statului. Pe urmă și soviste trebuie să, dacă lupți împotriva statului, pleacă din instituția statală. Nu primi salariu cel care să-l dă majoritatea populației, dacă potrivit sondajelor, în Republica Moldova majoritatea populației dorește ca să fie susținută, consolidată, suverenitatea și independența. Amintesc că în 1994 a fost petrecut un referendum republican, 95% s-au expus pentru consolidarea statalității. Dacă ar fi un astfel de referendum și în ziua de astăzi, eu cred că tot majoritatea, nimeni în lume nu cedează pur și simplu suverenitatea și independența. Dar da, aplicarea forței este imposibilă sau aplicarea acelor metode care au fost folosite în 1918 sau chiar și în 1859, 1866, ele sunt cunoscute, aici este mult de vorbit, cum se spune, da, pentru da, că o sumedenie de fapte concrete sunt tăinuite, nu se vorbește adevărul, dar cred eu că totuși va fi înțeles adevărul de către toată lumea. Nu mult ne este mai convenabil de a întări statalitatea anume a Republicii Moldova, nu de a dispărea de pe harta lumii. Domnule Bedinski, cum considerați, bine, se discută la nesfârșit acum despre situația aceasta de provocare, de mărirea acestei confruntări între curentul proromânismului. Aceste declarații care au fost, ele sunt atât de cum se spune, pur ideologice, pur... Care este aspectul juridic al acestor declarații care au fost semnate de atâtea localități? Din partea cetățenilor Republicii Moldova, acele persoane care au semnat astfel de declarații de unire a Republicii Moldova cu România, eu ca fost angajat a Ministerului Afacerilor Interne, eu le calific că aceste persoane urmează a fi atrase la răspund pentru trădare de patrie. Pentru că aceste persoane sunt, de fapt, cei care pretind la dizolvarea Republicii Moldova. Corect a spus domnul Pușcașu, niciun stat în lume nu-și dorește lichidarea suveranității sale. Și, respectiv, aceste persoane care luptă, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, luptă pentru destrămarea acestui stat, acestea sunt persoane care urmează să fie pedepsite potrivit legislației în vigoare. Deci ele nu sunt nici pe departe simbolice, cum se pretinde a fi, sunt regizate? Ele sunt, evident, este evident faptul că aceste, toate aceste declarații, ele sunt, pare mi-s 100-130 cât sunt, e un număr mic, trebuie să recunoaștem, dar ele sunt simbolice pentru dezvoltarea curentului unionismului în Republica Moldova. Ele sunt importante din punct de vedere strategic pentru unele persoane. Trebuie să recunoaștem că nu toți cetățenii României
recunosc necesitatea și ar vrea unirea Republicii Moldova cu România. Dar mi-e interesant să organizeze acolo un referendum, ce s-ar întâmpla. Păi s-au încercat astfel de referendum acolo pentru divizarea Transilvania, regiunea Moldova și unde sunt persoanele cele? Toți la pușcării. De aceea, statul român își apără suverenitatea sa, spre deosebire de unii cetățeni a noștri. Noi trebuie să recunoaștem că începând cu anul 2009 încoace, la conducerea statului, vorbim de guvern, de parlament, au fost mereu forțe care vor să destrame Republica Moldova. Sunt, dar acum a luat o amplare mult mai serioasă și vorbea aici și domnul general Petrică că suntem într-o situație critică și ar trebui să contracarăm niște lucruri. Și o centenarul unirii din 1918, dar mai mult e o cifră simbolică. Ei n-au să renunțe niște peste 20 de ani. O să fie mereu forțe care o să vreie destrămarea Republicii Moldova. Pentru că în toată lumea asta e situația. Cineva vrea să construiască ceva, să formeze un stat puternic, cineva mereu încurcă, sunt atât forțe interne cât și forțe externe, care nu o să ne dă voie să ne dezvoltăm. Tot depinde de maestria și de înțelepciunea poporului nostru când își alege conducătorii. Noi când ieșim la alegeri să nu alergăm după acel un săculeț de nu știu ce acolo, dar să ne gândim că noi alegem conducători noștri pe următorii minimum 4 ani. Și trebuie să alegem acele forțe care vor fi stataliste, care vor dezvolta anume Republica Moldova. Dacă tot am vorbit despre acea declarație adoptată cu 100 de ani de la 1918, vreau să-mi spuneți, pe data de 27 martie, din partea Republicii Moldova au participat la această adunare solemnă și declarație adoptată în Parlament domnul Candu și domnul Leancă. Domnul Pușcaș, dumneavoastră ce atitudine aveți față de tot ceea ce s-a vorbit acolo de persoanele care sunt până la urmă în capul Republicii Moldova, unui stat suveran și independent. Și știu că dumneavoastră în anul 1993 ați fost șeful delegației guvernamentale într-un asemenea, la fel, format. La 1 decembrie 1993. Da, într-un format asemănător. Și atunci ați procedat altfel. Spuneți-le telespectatorilor ca să știe ce se întâmplă cu oamenii când, sau care este senzația oamenilor care merg la fel, dar procedează cu totul altfel. Bineînțeles că situația e, cum să spun, nu este atât de complicată cum noi uneori o facem singuri această situație. În 1993, cu adevărat, eu am fost în fruntea delegației guvernamentale, adică Parlament-Guvern, la București și am ținut și un discurs în fața Parlamentului României. Acest discurs este publicat, cine dorește ca să-l vadă, să-l citească. Printre altele se deosebește de alte discursuri care sunt chiar și în Republica Moldova. De la oameni de stat, eu, de exemplu, aștept cu totul alte discursuri decât cele care le aud. Și atunci, în 1993, tot erau niște emoții, era o euforie totală. S-a început, cum să spune, Basarabia acasă și așa mai departe. Dar la tribuna Parlamentului eu am răspuns foarte clar că situația este cu totul alta. Este altă mentalitate, este cu totul alți oameni. Ați avut curajul să spuneți care au trăit și cu rușii, au trăit și cu românii. Și o mare parte astăzi, dacă ne ducem la țară și întrebăm pe oameni care mai în vârstă, eu să vă spun negativ față de ceea ce a fost. Printre altele, a intrat în istorie. Părinții mei îmi spuneau, zici că noi am trăit foarte bine numai atunci când plecase 5 jandarmi și nu venise încă 8 ruși. Adică când au plecat unii și nu au venit alții. Atunci ne-am simțit numai la locul său. Atunci ne-am simțit liberi. Această declarație, e clar că orice declarație, chiar în regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, este reglementat că declarațiile, actele Parlamentului sub formă de declarații, nu sunt acte juridice, sunt acte politice. Chiar e scris direct în lege, prin regulamentul Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova. Și acolo este scris direct că nu provoacă niciun fel de urmări, precum și cele care se pronunță sub formă de declarație în Parlamentul României. Dar să nu fim naivi, atragem atenție că tot și această declarație la 27 martie a fost adoptată de Parlamentul României.
Parlamentul unui stat vecin cu Republica Moldova. Și acolo sunt câteva momente la care trebuie să atragem atenția și să ne punem întrebarea. Uh-huh. Cine a redactat sau unde a fost redactată această declarație de către unele persoane aici în Chișinău sau la București? Și aduc exemplu. Sau de ce? În genere în culoarele Uniunii Europene. Sau unde a fost redactată această declarație? Deci, și aduc exemplu. De exemplu, să vorbești că limba română a fost introdusă în Republica Moldova ca limbă de stat prin legea din 31 august 1989. Aceasta e minciună. N-a fost niciodată introdusă limba română ca limbă de stat în Republica Moldova. În legea din 31 august 1989 este scris negru pe alb că limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească. Cu atât mai mult că până în ziua de astăzi nu, asemenea reglementări se conțin și în Constituția Republicii Moldova. De ce a fost necesar ca să introducă această minciună în declarația Parlamentului României? Mai departe, se face referire la un șir de acte a care e adoptate de către Parlamentul Republicii Moldova și se trece cu tăcerea declarația de independență din 27 august 1991, Constituția Republicii Moldova din 1994 și alte acte care nu pot fi trecute cu vederea, nu pot fi trecute cu tăcerea. De ce? Eu înțeleg foarte bine, pentru mine nu e problemă de a înțelege că nu parlamentele promovează politica externă. Politica externă o promovează guvernele în toată lumea, toate statele lumii. Dar la nivel de parlament, eu mă atârn foarte negativ față de această declarație și socot că aceasta poate fi privită ca o expansie a unui stat membru și a Uniunii Europene, și a Consiliului Europei, și a Organizației Națiunilor Unite, asupra altui stat care la fel este membru a Organizației Națiunilor Unite și cade sub dreptul internațional. Dar cum trebuie să se comporte atunci Candu și Leancă în situația aceasta? Eu, de exemplu, în 1993 am părăsit România. Nu m-am întâlnit, pentru că era comportamentul în așa fel, nu m-am întâlnit cu președintele Iliescu. Delegația a plecat acasă. El s-a întâlnit cu cei din Front Popular, care treceau din urma noastră, unii noi ne duceam, erau și ei, ca să arăte că e altă situație în Republica Moldova. Dar ce le lipsește, domnule Bedinski, politicienilor noștri ca să facă ceea ce a spus dumneavoastră? Să iasă din sală și cum trebuie să construim noi mai departe statul ca să nu avem așa situații? Dragoste de patrie le lipsește. Atât. Ei percep Republica Moldova ca o metodă de acaparare a unor surse de bani. Noi avem miliardul, noi avem alte multe scheme care lucrează cu părere greu încă în prezent în Republica Moldova. Și este o perioadă când ei agonisesc banii și lor le indiferent de acest stat. Deoarece majoritatea din ei nu-și văd viitorul și copiii lor nu o să trăiască în Republica Moldova. Ei pleacă și sunt gata în orice moment să vândă statul. Anume, noi suntem în acest pericol. Credeți-mă că alegerile din toamnă, anul 2018, adică acest an, vor demonstra, poporul și-a revenit de la euforie care au avut în anul 2009. Eu chiar nu înțeleg populația noastră când erau nesatisfăcuți de activitate. Da, sunt întotdeauna anumite probleme, dar în situația când este o echipă care dezvoltă statul și merge, era evident o creștere economică a statului și noi am cedat în mâinile unor aferiști care ne-au falimentat statul, iar acum ați gata tot ceea ce a mai rămas din Republica noastră să o vândă, eu cred că acum... 2018 este un an crucial, noi putem să... Pentru noi, da. Pentru Republica Moldova, 2018 este un an crucial. Dacă noi, în anul 2018, nu schimbăm această guvernare radical, noi nu vorbim de 51 de mandate, noi nu vorbim de 52, noi trebuie să avem 70-80 de mandate în Parlament care să fie pro-stataliști, pro-moldoveni. Da, această schimbare este posibilă cu votul mixt? Evident. Totul e în mâinile populației. Dacă cetățenii Republicii Moldova, dar aceștia sunt majoritatea, deci ce spun 70 de mandate, deoarece în mediu 70-80 de procente din populația Republicii Moldova sunt activi pro-moldoveni. Sunt 15-20 de procente în populație care sunt forțe destructive și lor le indiferent cu cine o să fie, sau cu stânga sau cu dreapta. Pe noi ne interesează acei care sunt pentru statul Republica Moldova. Și situația, eu nu vreau să exagerez, dar situația o vedem dinăuntru. Noi suntem în acel focar între două puteri mari. Noi avem acum conflictul din Ucraina.
Eu sunt convins că la noi, dacă situația nu se aplanează, la noi ne așteaptă tot situația destul de complicată. Da, trebuie să fie inteligența politică la cel mai înalt nivel ca să putem să ieșim. Anume asta și vrem. Dar în primul rând, noi trebuie și cetățenii Republicii Moldova să perceapă că noi suntem în situație permanent pentru dezvoltarea statului nostru. Și atâta timp cât, ca exemplu, eu vă dau, știți, noi odată la 4 ani de zile ne alegem gestionarul bugetului familial al nostru. Asta trebuie să percepem. Trebuie să concepă, noi, odată la 4 ani noi îi dăm cuiva, păi uite, ești conduce cu banii familiei mele. Așa se primește. Familie, noi toți suntem un stat, suntem o familie. Și în cazul când tu îi dai la un escroc și știi că el e escroc și tu îi încredințezi mai departe să conducă el cu banii tăi, tu rămâi falimentat tu. El rămâne cu banii tăi în buzunar. De asta trebuie să ne ajungă multă înțelepciune ca să putem să ne debărăsăm de aceste înțelepciune, structuri. Asta este problema cea mai mare. Înțelepciunea noastră unde a fost și unde este atunci când se declară reformele și până la urmă se constată că aceste reforme nu ajung la finalitatea la care trebuia să se ajungă și doar undeva acolo se notează că s-a îndeplinit pentru a arăta aceste notări celor care ne supraveghează. Vorbesc acum de reforma justiției și ating acum o temă care probabil este destul de dureroasă. Pentru mine, da. Pentru dumneavoastră, pentru că sunteți din domeniu și aș fi vrut foarte tare să vorbim la acest aspect. Ce m-a deranjat pe mine, oamenii într-adevăr nu au încredere în oamenii care activează în acest domeniu. Și asta am văzut-o astăzi când am mers cu echipa de filmare și am luat niște opinii ale chișinăuienilor. Vă rog frumos, regia, puneți sondajul. Cum credeți, reformele care au fost făcute în justiție, ele sunt vizibile în momentul actual? Am văzut și reforme. În instanță nu se face dreptate, s-amână, care au fost la Consiliul Europei, mulți plângi de puneri, nu au mai ajuns acolo, pentru că s-au filtrat prin mâinile astea păroase, care pline de sânge, nebunii și debilism și răufăcătorii s-au făcut aici. Я не верю юстиции ни вот столько. Не верю я, понимаете, им. Они вор на воре и вором погоняют. Если хороший юрист, можно верить. А если, который не знает закон, то там даром стоит. Ну, говорят. Pentru că tot e capturat în țara asta și lumea nu mai are încredere. Nu. Păi, poate se mimează că sunt reforme după indicațiile Consiliului Europei și mai departe, dar nu. Dacă ar fi măcar care sunt hârtie reale, ecou, de acord, dar altfel nu. Dar după toate aceste reforme care au fost făcute, într-un fel, judecătorii țin cont de integritate? Nu cred. Nu sunt corecți. Nu văd niciodată, că altfel trebuie să iei la dubă mulțori. Mulțori. Mihai Poale, știți cine este? Știm, toți i-a dus din Europa, din Consiliul Europei și apoi pus de filat în președințele ăsta magistraților și am pus în locul lui Tănase președintele Curții Constituționale. Ei, și unii se duc aia astea? Trebuie să fie un bun nou care fac schimbări. Legea în latină spune legea lex sed lex. Legea trebuie respectată de toți. Da, revenim în studio și vă reamintesc că discutăm astăzi cu Victor Pușcaș, ex-președintele Curții Constituționale, șeful Catedrei de Drept Public, Universitatea de Studii Europene din Moldova și Adrian Lebedinski, deputat PSRM, pentru acei telespectatori care de-abia acum s-au conectat la postul de televiziune Accent TV și urmăresc emisiunea noastră Noi despre Noi. Să continuăm. Eu doar vreau să, domnule Lebedinski și domnul Pușcaș, doar vreau să dau citire iată a unei informații pe care am găsit-o pe internet. Moldova obligată de CEDO să achite despăgubiri de 22.000 de euro pe 1 martie curent. A fost făcut public iar 6 și uitați-vă părerea acestor oameni simpli pe care noi nu i-am rugat să spună așa. Ce părere aveți, domnul Pușcaș? Ce se întâmplă? Eu cred că nimeni nu poate fi judecător în proprie hotărâre. Eu sunt judecător, ex-judecător, din anul 1971 și până în 2013. Mai bine domnul Lebedin să-și expună opinia, pentru că eu vreau să tag atenție, să nu creadă cineva că eu mă aflu într-așa o situație, cum în timpul Revoluției, în 1920,
unul din apropiații principalul bolșevic Lenin, spunea în felul următor, că dacă în această vreme, timpul Revoluției, se vorbește despre lege, despre drept, o să devii contrarevoluționer și o să fii nimicit. Adică noi trăim astăzi așa timpuri, eu vreau să atrag atenție, că nu există nicio țară a lumii ca toată populația să fie mulțumită de către de instanță de judecată. Nu există. Deci e un fenomen normal. Nu chiar așa. Nu. Nu există nicio țară a lumii. Totdeauna 50% câștigă, iar 50% pierd. Asta e lege. Așa se întâmplă. Uh-huh. Când judecata examinează, stabilește adevărul și unul îi dă dreptate, altul nu îi dă dreptate, cum se spune, dar în toată lumea așa e. Al doilea moment. Uitați-vă în Europa. Nu există nicio țară a membru a Consiliului Europei, adică cauzele care se examinează la CEDO, ca să nu piardă cauzele la CEDO. Uh-huh. Problema pentru mine, ca specialist în domeniu, care în timpul meu s-au făcut foarte multe lucruri și mulți să spun părerea că totuși era justiție într-un fel sau altul, asta trebuie să spun alții, dar necesar de ce neîncrederea aceasta există astăzi? Pentru că sunt și fapte, concrete sunt. Dar ce ar trebui de făcut, iată, ca să fie ridicat la un nivel mai înalt totul justiție, pentru că eu le dreau dreptate, chiar dacă și 50% sunt de acord sau 50% nu, tot una, știți, este și alt sondaj printre ele, foarte interesant. Când i-au întrebat pe cei care au fost în sala de judecată, cum ei apreciază, majoritatea au fost mulțumiți din instanța de judecată, cât n-ar fi de straniu. Înseamnă că, uitați-vă, situația astăzi e alta. Eu, în fost judecător, examinam impozitul care pe timpul acela era din 3 ruble. Uh-huh. Acum e impozitul în instanța de judecată de câteva milioane. E clar că fiecare parte e interesantă. Una ca să întoarcă mai repede suma, iar alta să rețină prin diferite metode ca să nu se efectueze justiția. Asta e clar de la sine. Iată, aceste momente, ele își influențează în privința nivelului de încredere sau de neîncredere spre justiție. Astăzi, rechinii sunt ușuri de rechini. Uh-huh. Scuzați că numesc în așa fel, dar sunt persoane foarte influente care controlează și mijloace de informare în masă. Adică, într-o măsură, oricare formează opinia publică negativă în privința instanțelor judecătorești. Uh-huh. Să mă credeți că a început cu spusele unui specialist din anii 20 a secolului trecut, dar așa situația este și astăzi. N-ar trebui eu să vorbesc, că cineva poate să creadă că sunt în apărarea judecătorilor. Uh-huh. Dar eu numesc faptele care influențează la nivel de încredere. Iată, s-au făcut multe reforme și contrareforme. Noi nu avem timp, că eu cunosc foarte bine situația. Dar să vă spun, nu s-au făcut principalul astăzi. Două lucruri care nu s-au făcut. Fiecare judecător trebuie să dispună de sală de judecată, de birou personal și de cameră de deliberare. Dacă nu are aceste trei componente, înseamnă că justiția nu va fi. Al doilea, uitați în ce condiții lucrează judecătorii. Al doilea, și nu s-a făcut până în ziua de astăzi. Peste tot, trebuie să aibă aceste trei, eu voi spune cum e, chiar și în timpul sovietic, primul secretar din raion mi-a sunat de câteva ori și nu mă găsea la telefon. Nu mă găsea la telefon și m-a chemat la el și zice, dar ce faci tu că nu ești la telefon? Zic, eu sunt în ședință. A peacă despre cine Maiacovski a scris, despre voi, despre birocrați, când m-am ședins. Nici nu se înțelegea că judecătorul lucrează numai în ședința de judecată. Și trebuie ca să aibă aceste trei componente, pentru că părțile să nu intre la dânsul, să nu se întâlnească în afară de ședința de judecată, să nu aibă niciun contact cu părțile. Asta e primul moment. Și al doilea moment. Ar trebui să fie dinții mai ascuțiți la Consiliul Superior al Magistraturii. Există 8, 10, 12 judecători care, dacă apar semnale respective în mass media, trebuie verificat. Eu voi duce un exemplu. Nu-i numesc familia, dar este persoană concretă. Și informația falsă contracarată. Deci da, să numai decât contracarată informația falsă. Eu voi spune din practica respectivă. Un judecător a început să construiască casă pe pământ și a venit plângere.
a fost formată o comisie din reprezentanții judecătoriilor, din procuratură, din avocatură, din mass media, au controlat și au răspuns. Tot e normal. Bine, domnul Pușcă, și atunci eu vă întreb, de ce acum că la noi se discute despre casele de lux a judecătorilor, nimeni nu iese de la Consiliul Superior al Magistraturii și spune, l-am dat afară, i-am sechestrat casa, i-am luat-o și... Consiliul Superior al Magistraturii este obligat să verifice aceste semnale sau ei revin la serviciu și bine mersi să eliberează din funcții sau spun cu voce tare, puternic, tot e în ordine. Și atunci ce face Consiliul Superior al Magistraturii dacă acum nu se întâmplă asta? Eu numesc câteva lucruri care în opinia mea ar trebui ca să fie schimbate. Nu, e adevărat ce ți spuneți, dar nu se întâmplă. Înseamnă că lor le convine starea asta de lucru, că toată lumea nu are încredere în ei. Eu nu construiesc scheme, nu construiesc, cum se spune, jocuri, eu determin și al treilea moment. Bine, da. Al treilea moment care e necesar, noi vorbim de 20 de ani la rând, trebuie de format comisii de etică din rândurile societății civile. Nu să determine legalitatea cauzelor, dar comportamentul judecătorului. Foarte bine. Iată, comportamentul judecătorului, dacă stă la masă, eu vă spun, nu vreau să-l ponegrez pe domnul Tanas, fost președinte a Curții Constituționale, dar când l-au filmat, că au ratat mass media, într-un loc așa, nu chiar potrivit, împreună cu un deputat din Parlament, a doua zi trebuia să examinăm sesizarea acelui deputat și l-a rugat, zic, părăsiți, retrageți din ședință. Și dar noi nu despre sesizare am vorbit. Dar cine o să vă creadă? Iată, asemenea comportament trebuie să fie verificat de către societatea civilă. Bine, noi și cum societatea asesorii... civilă să îndeplinească funcția în cazul în care judecătorii emit o sumedenie de hotărâri eronate și aberante? Eronate le determină legalitatea numai instanță ierarhică superioară. Și acolo, și acolo nu se întâmplă nimic. Numai. Asta nu opinie celor care critică hotărârea, dar trebuie să fie... Eu vă înțeleg foarte bine și înțeleg pe toți că prea puțină este încredere aceasta. Este privită cu neîncredere toată situația. Dar judecătorul, eu din practica mea, totdeauna nu așteptam ca părțile să mă aplaude pe mine. Sau una să expună că este de acord, sau alta nu este de acord. Eu procedam în așa fel, ca peste 3-4 zile când se liniștesc spiritele, emoțiile, persoana care a pierdut, să ajungă la concluzia că judecătorul a procedat așa, cum a procedat în sute de alte cazuri. Și cum a procedat în așa fel, ca și alți judecători. Și cine n-ar fi fost în jilțul judecății, a fi procedat la fel. Domnule Vedinski, dacă atingem integritatea judecătorilor și dacă ar fi Consiliul Superior al Magistraturii să întreprindă acele acțiuni despre care vorbește domnul Pușcaș, noi am putea să vorbim despre că totuși sunt niște schimbări în sistemul judiciar. Justiția la noi nu e doar judecată. Nu, doar justiția la noi corect. Se începe de la orice inspector, de la orice persoană care are dreptul de agent constatator. De la același inspector poliției rutiere, de la același inspector de sector sau de la un agent de la orice organizație care are aceeași primărie, procuror și așa mai departe. Acesta este un conglomerat întreg. Noi trebuie să recunoaștem că salariile la aceste structuri sunt net proporționale cu beneficiile care poate să le obține din alte surse. Și în astfel de situații, sigur că persoana dată alege. Atunci când el este nevoit să stea în chirie, să-și hrănească familia și așa mai departe, și are posibilitate, spre deosebire de alți cetățeni, are posibilitate și această ispită de la alte persoane, că mereu, uite, rezolvă problema asta, el atunci calcă pe morala sa, pe obrazul său, și primește astfel de decizii care ulterior ele sunt recunoscute de cineva, cum a spus domnul Pușcaș, cineva recunoaște că nu e, adică 50-50. Nu întotdeauna 50-50. Atunci când instanța de judecată sau organ de constatare este obiectiv și explică părților, uite, în situația dată tu ai procedat incorrect, uite, norma cu tare și cu tare îți spune că nu ești, foarte multe cazuri sunt, eu cred că sunt circa mai mult de 50% din toate procesele, vorbim de cele constatate de agentul constator și până la instanța de judecată. Când părțile recunosc, da, eu n-am avut dreptate, uite, bine,
tu ai dreptate și se împac chiar între ei părțile, găsesc limba comună. Noi nu avem Institutul Mediatorului, care, da, are, care, care are o sarcină enormă. Da, și, dar nu e atât de răspândită și oamenii nu știu că pot apela la acest ca eficacitate. Noi acum au fost modificat codul de procedură civilă prin care, de fapt, pe instanța de judecată îi face mediatori. Instanța de judecată nu are această obligațiune. El este persoana care trebuie să informeze părțile. Dar nu asta trebuie să fac. Instanța de judecată trebuie să-și motiveze decizia. Uitați-vă, sunt astfel de probe, uitați-vă, astfel de situația, procedați, potrivit legii, trebuie să procedați așa. Potrivit legislației noastre, judecătorul în momentul adoptării decizii se ghidează de lege și de intima sa convingere. Într-un stat unde judecătorul este independent, unde judecătorul sau, vorbim de judecător, avem am în vedere toate aceste persoane care au dreptul de decizie. Deja suntem pe final. Da. Atunci când el este real independent și când el știe că el poate răspunde pentru decizia care a adoptat-o, atunci el o să adopte întotdeauna o decizie corectă. Corectă. Dar noi avem zeci de decizii CEDU și a organelor instanțelor ierarhi superioare care sunt anulate cu hotărârile primilor instanțe și nimeni nu poartă o responsabilitate pentru aceste lucruri. Da. Și anume, aceasta stimulează neîncrederea persoanelor în instanțe. Nu se spune în mass media și nimeni nu atrage atenția asupra acestui fapt. Vreau neapărat să vă întreb, domnul Pușcașu, despre atitudinea dumneavoastră față de schimbările în componența Curții Constituționale care au avut loc ultimul timp. Într-un timp foarte scurt, de la domnul Tănase am ajuns la Panțiru și acum la domnul Poalelungi. Se vorbea în presă că este regizată, că este o rocadă, aceasta este coordonată cumva. Ce părere aveți? Iarăși atrag atenția că nu am de prins ca să compun careva scheme, să văd în spate, să văd dedesubturile, mai puțin mă interesează faptul acesta. Curtea Constituțională a fost formată la 20 februarie 1995. Acum suntem în 2018, adică există deja o jurisprudență cât de cât constantă a Curții Constituționale. Deci rămâne ca fiecare complet de judecători ca să asigure continuitatea bazată, bineînțeles, pe Constituție. Constituție, dreptul internațional, tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. Au fost câțiva președinți, începând cu domnul Barbalat, pe urmă eu, domnul Pulbere, pe urmă Tănase, pe urmă domnul Panțiru și acum e domnul Poalelungi. Eu cred că cu participarea domnului Poalelungi, eu nu discut cei care de rocadă, nerocadă, printre altele și eu am fost ales președinte judecător și președinte a Curții Constituționale, plecând din funcție de președinte și președinte a Consiliului Superior al Magistraturii și președinte a Curții Supreme de Justiție în 2001. Așa că nu e nimic. Ceea ce, chiar dacă a fost o singură persoană în concurs? Chiar și dacă o singură persoană. Eu cred că nu e chiar corect să înțelege în Republica Moldova că dacă a fost o singură persoană, înseamnă că concurs n-a fost. Principal, doar am avut situații în Parlament, dar am avut chiar și o hotărâre a Curții Constituționale care explica că la alegere președintelui trebuie să fie noi puțin de două persoane. Eu am ieșit în public și am explicat că nu trebuie să distrugem oamenii căutând artificial a două persoane, chipul să facem ceva ieșit din comun. Nu e corect aceasta. Trebuie să fie, adică are posibilitatea fiecare ca să-i spună liber, pro sau contra, susține sau nu susține. Cu venirea domnului Poalelungi la Curtea Constituțională, eu cred că lucrurile trebuie să se schimbe în vederea respectării Constituției Republicii Moldova. Pentru că atragem atenția că nici domnul Tănase, nici Panțiru puțin a fost judecător. Da, foarte puțin. Da, foarte puțin a fost judecător. Dar nu au fost judecători de carieră. Însuși Panțiru a fost senator al Parlamentului României. Da, suntem gata pe finalul emisiunii. De aceea, cu venirea domnului Poalelungi, cred că lucrurile se vor schimba mai, adică să devină adevărat străjeri ai Constituției. Și nu vor fi influențați politic. Și bineînțeles să distanțieze politic,
să nu participe la cârdășâile aceste care cu păreri de rău eu le numesc că domnule Bedinski zâmbește, cred că e de altă părere. Noi ne dorim asta și de la Curtea Constituțională și de la orice funcționar care există în Republica Moldova. Dar atâta timp, încât nu va fi schimbat în general sistemul, conducerea țării, atâta timp noi nu o să avem nici justiție, nici încredere în justiție, nici încredere în stat. Am înțeles. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă doresc o seară frumoasă în continuare, doamnelor și domnilor. Vă aștept în fiecare marți și vineri la ora 19 la emisiunea Noi despre noi. La revedere!